La fel, sub acest program și sub acest angajament, să propunem și partidelor parlamentare, dar și deputaților, în mod individual. Cine împărtășește și susține aceste priorități și aceste scopuri pe care ne le propunem, să vină și să semneze acest acord, în modul în care să fie cel puțin 51 de deputați într-o asemenea majoritate parlamentară.